Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din Fest 19, până pe Dumești. Suntem cu bătrânul universal care a terminat terenul proaspăt făcut de către mine. Cu plugul și discul, am dat cu line pe el, semănăm cu un John Deere Tactical Switch Aero, cu un Horsch Pronto 9 DC, semănăm acum. Mai am la semănat un UTD, motorul T194, 120 de căluți. Scop ușor. Momentan îl oprim că vreau să dau cu line pe terenul ăsta, că n-am dat deloc și trebuie să dau cu line. Așa. Dăm un H. Ursulețul să-l punem, da, o să ne părsească ursulețul, o să-l vindem, că de când nu mai ținem, momentan nu-l vând. Băi, să iau de la cap. Numai pe terenul ăsta care este aici o să punem porumb. Ușor, ușor, uite-ne. O să punem aici să facă treabă. Uite așa, ve. Merge mai încet, dar merge 100%. Ia, nu, dau și-o cu line, că n-am dat niciodată cu line. De bine, am dat, dar nu mereu. Așa. Unul dă cu line, altul seamănă. Au ce merge. N-ai treabă cu TB-ul. Dacă știam că îți dau cu line, dădeam, dar nu mi-am dat seama că îți dau și către noastră cu line. Pe cel care l-am făcut de nou, am dat, l-am pus pe motor automat către el. Am oprit porumb. Cred că va trebui să punem și niște floare a soare, dar nu vreau să mai pun, că nu prea lene să pun. Dar vedem. Vedem ce se va mai întâmpla pe parcurs. John Deere încă nu a fost semnat că ne apare în dreapta sus, că încă lucrează lucrătorul automat. Nu știu. Și ăsta mi se pare că are motor, că are motor de 120 de cai, cred, nu știu. Tare. Cred că are, nu știu. Când l-am configurat, când l-am împărat, ca la UTV, te las să semeni în continuare, mă, să parchez și o ăsta undeva în fermă. Unde mai fi necesar de line vom da. Au să fiu un negru scoare toată la mea. L-am făcut eu tot roșu. Că îmi place cum arată roșu tot și șasiul și tot ce este de bine. O să luăm pe care se arată că trebuie. Când avem pe unde să luăm până altă parte. Bine, avem drum, dar mi-e sens eu pe acolo. Nu-i parca, uite, pe aici, ăsta. Ca să nu încurcăm aici circulația feroviară. Doamne, cărveroz. O să venim să trecem
Vom muta și ăsta. Ia vedem, poate utilul să ducă ca mai utilaj. Ia să vedem. Utilul că n-are niciun stres, iau. Utilaj. Gata. Case-ul cred că va rămâne unde este. Sau o să punem... Ne luăm din prima curba. Ne luăm pe 10 set. Au, m-am lovit. Dar nu este nicio grabă. Iar m-am lovit. Nu știu, se întâmplă cu toată să lovește, mă rog. Voi pune case-ul, uitați, haideți, să avem... Bă, ce fac? Hello, unde te duci? Gata. Este semănat. Ia să vedem. Unde sunt mă eu? Deci. Deci. Este în curs de creștere. Este fertilizat. Gata. Avem wheat, adică grâu, porumb este în curs de facere, în curs de simulare. Văd că, în mare parte, cu semănatul am terminat. Mai avem porumbul care este în curs de pus în pământ. Voi parca simulatoarea fix aici. Uite așa. La adăpost. John Deere voi pune lângă droagă. Lângă mașință. Bun, ia să vedem UTB-ul. Merge bine. Hai să fac un review la M330. Are lumile astea. Bine, sunt așa. Putem deschide ușa. Avem și pentru trapă. Merge cam tot la ea. Nu este mare. Foarte mișto. Uf, mă scuzați. A7 îl cunoașteți. Câinele meu era mâncat, e foame. Ia, nu o să merg, e foame, mă bolbuță asta. Toată ziua am mâncat câinele ăsta. Dar mă rog, UTB-ul ăsta e aici, aici avem restul utilajelor. A, putem deschide ușile, trapa de sus putem să o închidem, să deschidem, și pe partea înaltă, și pe spate cred că putem, dar nu pot acum. Cam așa arată E30-ul cu ușe deschise. Hai să închidem și portiera. Da, hai o să mă așa deschis, să mai risesc un pic. Că nu are cine să mi-o ia. Gata. Să rămână. Dacă nu știu niciodată unde mă duc. Rex! Nu uite. Nu uite. Hai mă blochez pe mine în casă. Salut, băi Rex. Ce faci? Ai mâncat? Da, că ți-am pus ea să mă... Oh, salut! E nevastă mea. Sau manta. Bine, nevastă mea e aici, dar manta nu știe de ea. Manta e acolo, face băiță. Да, остались.